obține, inclusiv... Pentru obținerea de rezultate deosebite, relația profesor-elev se dezvoltă nu doar în cursul orelor de clasă, ci și în activități extracurriculare. Această relație de colaborare poate continua cu bune rezultate și în cazul în care drumurile școlare ale celor doi se despart. Un exemplu concret este al unui profesor de la Hurmuzescu și a unui licean de la Decebal. Colaborarea dintre aceștia ducând la cucerirea a numeroase distincții la robotică, un domeniu în care, în ultimii ani, elevii din județul Hunedoara excelează. Pentru rezultatele sale în robotică, tânărul Devean va fi premiat joi, 12 mai, la rectoratul prestigioasei Universități Politehnica din Timișoara, alături de alți elevi hunedoreni care s-au remarcat și în alte domenii. Sebastian Mariș, unul din colaboratorii mei și, să nu zic elev, știi, că în general profesorii spun elevul meu, dar el e colaboratorul meu, el este elev la Colegiul Național de Decebal, eu sunt profesor la Liceul Tehnologic Energetic, mi-a fost elev până în clasa 9, până în semestru 2 când s-a mutat la Liceul Decebal și de când era el în clasa 7 lucrăm la proiecte tehnologice, lucruri legate de inteligență artificială, de robotică, de noi tehnologii, aplicații mobile și una din realizările pe care le-a făcut este acest robot și cu aplicația pe care noi am realizat-o și a luat premiul întâi la un concurs al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie și două premii, trei și o mențiune la Facultatea de Inginerie Hunedoara și joi mergem la Timișoara pentru ca ei să fie premiați la rectorat. Liceanul Devean va fi răsplătit pentru realizarea unui kit de robot de teleprezență asociat cu o aplicație pe dispozitive electronice, iar premiul nu este deloc de neglijat. Mai exact, liceanul de clasa 11 are un loc asigurat fără examen atât la Universitatea Politehnică din Timișoara, cât și la Facultatea de Inginerie din Hunedoara. Am realizat împreună cu echipa un kit de robot de teleprezență și aici avem un kit constructiv, un model constructiv al kitului. Avem și aplicația pe care o folosim pentru robot. Premiul constă într-un loc la Facultatea de Inginerie din Hunedoara și un loc la Universitatea Politehnică din Timișoara. Mai multe despre rezultatele obținute de cei doi și colegii lor care compun echipa de robotică, dar și despre alte lucruri interesante puteți afla vineri 13 mai de la ora 16:30, urmărind emisiunea La Subiect, în care sunt invitați profesorul Paul Țoța de la Liceul Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu și liceanul Sebastian Mariș de la Colegiul Național Decebal.